Bucovina Rădăuți a început pregătirea pentru Liga 3-a. Jucătorii antrenați de Daniel Bălan se află într-un cantonament în localitate, având programate câte două antrenamente zilnic. Duminică, rădăuțenii au programat un meci de pregătire pe teren propriu cu nou promovata în Liga 3-a, Sănătatea Darabani. În această perioadă, la Rădăuți, susține probe de joc mijlocașul central nigerian Ibrahim Jamilu. Jucătorul a mai fost legitimat în România la FC Zalău și CS Barcău. Sezonul oficial va debuta pentru Bucovina pe data de 9 august, când rădăuțenii vor juca în primul tur al Cupei României, ediția 2017-2018. Pe 13 august este programată Supercupa Județeană în compania grupării Viitorul Liteni, după care Bucovina se va deplasa în Republica Moldova pentru a susține un meci amical în compania grupării FCM Ungheni. Startul viitorului sezon, Ligia 3-a, va avea loc pe data de 26 august.